Sala de ședință a primăriei Roman a găzduit sâmbătă 5 martie lucrările conferinței municipale a Partidului România Unită. După un scurt interimat, notarul public Alin Tănase a decis că politica cere timp, lucru care îi lipsește, motiv pentru care a hotărât abandonarea funcției politice abia primită. Acesta a prezentat însă un scurt raport de activitate al organizației municipale pe care a condus-o preț de câteva săptămâni. Din 1 august 2015, gradul de Trăinean s-au pus bazele inițierii privind proiectul de aderare la Partidul România Unită ca unica șansă de scoatere a națiunii române din starea de dezamăgire și epuizare a încrederii în instituțiile statului și ca alternativă la clasa politică a ultimilor 26 de ani, responsabilă pentru toate eșecurile societății românești. Filiala teritorială Roman a fost și este în continuare locomotiva acestei idei, fiind nucleul de bază în promovarea zâncărinii partidului pe raza de Trăineanță. Începând cu data de 25 octombrie 2015, odată cu alegerea și numirea structurii de lucru în organizația Neamț, cu ocazia conferinței județene, filiala Roman și-a asumat organizarea și coordonarea întregii activități cu întregul județul Neamț, contactând persoane din toate orașele și comunele, coptând aderenți și înființând filiale. În toată această perioadă au fost desfășurate acțiuni ce au avut loc prin 10 de întâlniri. Am participat la 100 de ore de discuții, explicându-ne tuturor celor interesați cine suntem, ce vrem și de ce România are nevoie de noi. Președintele filialei Neamț a Partidului România Unită, Sorin Dumitru Cazan, a spus colegilor de partid că formațiunea pe care o conduce nu împarte funcții nimănui. El a îndemnat activul de partid să se înhame la muncă, pentru ca la Neamț să se ajungă la un target ambițios, dar nu imposibil de realizat. 4 consilieri județeni, 10 primari și minim câte 2 consilieri locali pentru fiecare consiliu local din zona rurală. Cine a venit pentru funcții poate pleca acasă, nu e nicio problemă, noi nu dăm funcții. Partidul România Unită nu împarte funcții, nu împarte scaune și așa mai departe. Partidul România Unită face politică național-democrată. În a doua ordine de idei, pentru că după ce se înveți doctrina, e normal să ai pretenții și la un rezultat. Targetul nostru pentru județul Neamț este următorul. Minim 4 consilieri județeni, minim 10 primari și rezultate cât mai bune la toate filialele, adică mă refer aici în toate comunele, să avem consiliul local ocupat, eu știu, de minim 2 consilieri locali. Eu vă spun sincer, se poate, este loc pe această nișă, pentru că ne aflăm în 2016, dar oamenii se simt ca în 2000, când Vadim Tudor cu Partidul România Unită obținea 26-30%. Nu este imposibil să obținem și noi rezultatul ăsta, nu este imposibil. Ștafeta organizației municipale a Partidului România Unită a fost preluată de o tânără, din păcate extrem de timidă și lipsită total de experiență politică, ceea ce ar putea reprezenta un handicap major într-o perioadă politică extrem de densă și solicitantă. Sunt absolvent al Facultății de Geografie și Geologie, în cadrul grupului specializat în Cuza. Actualmente sunt responsabil de mediu la o firmă din România, Păfai. Și sper să facem treabă bună în continuare cu domnul Cazan și cu toată echipa. Am emoții pentru că mai dezinvolt și cu lecția învățată, președintele organizației de tineret a Partidului România Unită a profitat de prezența președintelui partidului, deputatul Bogdan Diaconu, pentru a-i solicita acordul în vederea organizării la Roman a unei școli de vară pentru tineretul înrolat în partidului Vlad Țepeș. Filiala de tineret în municipiul Roman a Partidului România Unită în această zi lansează inițiativa de a găzdui organizarea școlii de vară a tinerilor politicieni din Partidul România Unită în vederea stabilirii strategiilor de lucru cu viitoarele campanii alegerilor din noiembrie 2016.
Conferința municipală a organizației Partidului România Unită Roman a găzduit și lansarea o parte din candidații la primăriile din județul Neamț, validați de organizația județeană a partidului, angajați în cursa electorală pentru câștigarea fotoliilor din principalele unități administrativ-teritoriale ale județului.